Atracția nopții au fost carele egiptene pline cu fete frumoase. De la apariția faraonului Ramzes pe spectaculosul car alegoric în forma unui sfinx imens, până la costume, machiaj, decor, scenariu și efectele speciale, show-ul oferit a fost unul grandios. Costumat în faraonul Ramzes al II-lea, primarul Constanței a făcut senzație, la fel și numeroasele soții din harem care au defilat pe scenă și au dansat în stil oriental. Pentru ca tabloul să pară cât mai real, din recuzite au făcut parte statuete egiptene autentice, lei și șerpi. Faraonul a fost încoronat de un preot egiptean interpretat de Cabral. El este cel pe care zeii l-au ales să devină faraon. Ramzes! Turiștii au rămas impresionați de carnavalul grandios de la malul mării. Foarte frumos, foarte frumos, surprinzător! Costumele sunt geniale, animalele o curiozitate și istoria în sine e frumoasă. Aplauze pentru Clubul de Radio! Muzica, decorul, reușit, foarte reușit. Clubul de Radio este și bineînțeles, Ramzes, primarul nostru. Acesta a fost ultimul spectacol și spectacolul de încheiere al carnavalului din 2014. Am început totul dintr-o joacă, acum 2 ani de zile. Și iată că acum, în 2014, al treilea an în care facem carnaval, dumneavoastră sunteți într-un număr atât de mare și vreau să vă mulțumesc. Peste 1000 de oameni au asistat la ultimul spectacol din sezonul estival.